Cu ocazia partidei de la sfârșitul acestei săptămâni în sala liceului cu program sportiv va reveni Adrian Chiruț, jucător care a plecat în vară la Dinamo. Fiecare meci a fost la Bogdan la victorie. Mai mult ce spune, ne suntem cu fost nostru coleg Chiruț Adrian. Cred că, cum am spus și înainte, unica soluție pentru noi trebuie să jucăm la victorie și să începem să luăm cele trei. Alin Petre a remarcat faptul că albăroșii formează o echipă mult mai puternică față de sezoanele precedente. O echipă nouă în acest sezon, cu multe achiziții, o echipă foarte experimentată, au obiectivul anul ăsta primele șase. Noi venim după o deplasare foarte grea de la Reșița, vom juca acasă împotriva, zic eu, o echipă, împotriva cea mai mare, o echipă care vor veni să câștige puncte. Vom face tot ce ne stă în putință, să nu-i lăsăm. Ne vom dărui ca la fiecare meci pe care l-am avut până acum și sperăm să scoatem un rezultat bun. Meciul dintre CSU Suceava și Dinamo București va fi arbitrat de Octavian Fânață din Arad și Ștefan Hendrea din Baia Mare.